Bună dimineața, o nouă zi, un nou episod. În dimineața asta chiar am început cu verificarea conturilor bancare, nu pentru că ar fi intrat bani, pentru că n-avea cum să mai intre de ieri, dar cumva la final de lună și începutul următoarei luni sincronizez ceea ce am eu în fișierul de buget cu ceea ce s-a întâmplat cu conturile bancare, să văd că totul e în regulă. De obicei nu greșesc, sunt undeva pe acolo, dar uneori mai uit să mai bag o tranzacție în tabelul meu și atunci pot apărea diferențe. De asemenea, am venit și eu cu o surpriză, pe data de 30 sau 31, deci pe ultima zi a lunii, ING mi-a comisionul bancar pentru e-banking și cumva de la 75 de lei s-a făcut 65. Nu știu de ce, nu știu dacă doar luna asta sau de anul ăsta au mai ieftinit prețurile. Au tot fost discuții despre serviciile ING pe în mediul online. Și oamenii nu sunt mulțumiți și poate din toată nebunia asta este ceva bun pentru mine că mi-au scăzut cu 10 lei comisionul bancar. Am un cont ING fix unde am comisioane aproape 0 sau foarte, foarte mici la banii pe care îi primești și la banii care îi trimit din alte bănci. Asta este marele avantaj și pentru asta plătești 65 de lei pe lună sau 75 de fapt. Luna asta nu știu de ce a fost 65 și să vedem. Facem planul, azi e sâmbătă. Cumva n-ar trebui să muncim prea mult, așa că stăm mai așa, mai pe relaxare, mai pe punctele comunicare și educație, dar vă țin la curent tot ce fac astăzi, că și sâmbătă, duminica, de multe ori pentru antreprenori, e o zi ca oricare alta. Am găsit niște accesorii interesante la GoPro 8. E vorba de un display și de un microfon care să vină încorporat oarecum peste un fel de carcasă, peste GoPro. Le pun aici pe ecran, că deocamdată n-am luat ecranul, să vedeți cam cum arată, cam așa arată treaba asta. Pentru asta trebuie să-mi iau și un GoPro 8, că am mai avut un GoPro și asta mai mult degeaba până l-am vândut. Încă nu-s hotărât, dar na, trebuie să-mi iau și eu instrumente profesionale dacă intru în lumea asta a vlogging-ului. Iar tată, cu și ziua de astăzi, n-am muncit foarte mult astăzi, să recunosc. În schimb, m-am documentat foarte mult, am stat, cred că, vreo 4-5 ore doar pe YouTube, undeva tot felul de tutoriale, căutând informații noi, căutând să învăț lucruri noi. A fost o zi mai relaxantă pentru mine astăzi, cred că mâine trag iar tare, că ați văzut că așa am eu obiceiul. V-am promis că discutăm despre cum îmi găsesc eu clienții. Și aici o să vin cu o paranteză. Nu sunt cel mai bun om de vânzări, nu sunt cel mai bun să dau sfaturi în vânzări. Dacă ar fi să fac așa fac o listă cu abilitățile mele de antreprenor și ce trebuie, să fiu bun la aia, să fiu bun la aia, să fiu bun la aia. La partea de vânzări, cred că nu mi-aș da nota 5 și nu sunt exigent cu mine. Chiar nu mă pricep foarte bine la vânzări sau nu-mi plac prea mult vânzările în mod direct, să stau de vorbă cu oameni sau stau, sunt sociabil, dar când vine vorba de a vinde cuiva ceva, nu sunt eu cel mai bun om pentru chestia asta. Cum îmi găsesc eu clienții? În primul rând, o mare parte din ei vin prin recomandări și e și normal că în businessul ăsta de web design majoritatea lucrurilor vin pe recomandări și chiar vă recomand să nu căutați pe net neapărat o firmă de web design care să facă site-ul și să mergeți pe recomandarea unui prieten pentru că aveți șanse să nimeriți pe mâna unor oameni care habar nu au ce fac și credeți-mă că deși pare foarte simplu și munca mea o poate te face și un student în mare, am văzut tot felul de site-uri în care s-au făcut tot felul de tâmpenii care i-au afectat vânzările, i-au afectat site-ul, i-au afectat domeniul chiar. Deci cumva aveți grijă că vă ajuți clienții, vă recomand ca în asta să mergeți pe recomandări. A doua recomandare pe care o am dacă tot vreți să faceți un site ar fi să căutați pe cineva din zona voastră. Nu văd de ce ar trebui o firmă din, nu știu, din satul mare să facă site-ul cu mine ca să nu ploiești. Pentru că uneori e bine să te și întâlnești cu clientul, să-i explici ce vrei, să comunici cu el mai ușor dacă e pe plan local. Acum fiecare oraș mai mare cred că are o firmă de, cel puțin o firmă de design serioasă care să lucrați. Bun. Deci în primul rând vin recomandări. În al doilea rând caut să găsesc și eu noi clienți, mai ales una de advertising, data asta de publicitate, de fapt, sau de advertoriale. Aici am diverse metode. În principiu, caut să-i contactez eu pe e-mail. În teorie, ar trebui în fiecare dimineață să dau 5 mail-uri în care să fac chestia asta. În practică, nu se întâmplă asta decât foarte rar. În principal, caut business-uri de care am nevoie și cumva caut să discut cu ele.
Caut mult pe zona de tehnologie, magazine online, zona asta și cumva îi contactez, uneori nu răspunde, alteori îmi spune că nu sunt interesați, alteori chiar rezultă o vânzare. Pormă, a fost o vreme în care pur și simplu am luat o parte, pur și simplu uitându-mă pe OLX, după anumite produse, mă uitam dacă în spatele respectivului produs pe care îl căutam eu îl vinde o firmă sau îl vinde o persoană fizică și contactam persoana respectivă dacă era o firmă și discutam cu ea, vedeam dacă ne putem înțelege la o colaborare, să-i fac reclamă, să îndeplinim ce avea nevoie. Deci cumva și OLX-ul putea să fie nu neapărat un canal de vânzări, deci nu puneam anunț acolo și căutam acolo posibil sau potențial clienți. Urmă, cum ce mai fac eu pentru vânzări? Nu foarte multe, v-am spus. Încerc să... Hai să mă gândesc așa, cam ce mai fac eu zilnic. Sunt bani de grupuri. Grupuri pe WhatsApp, grupuri pe Facebook, grupuri pe... Unde sunt oameni care au agenții care lucrează în, oarecum pot să zic, concurenți cu mine, dar de multe ori colaborăm. Și acum, scepticismul despre prima mea este că 99% din clienții mei sunt firme. Sunt o firmă care lucrează foarte mult B2B, business to business, și atunci clienții mei sunt companii sau agenții, cam ăștia sunt clienții cu care lucrez. Și am câteva agenții cu care lucrez de mulți ani de zile, practic se ocupă ei de găsi clienții și doar revând mie serviciile pe care le ofer, le dau un preț mai bun de multe ori și cumva și asta e o strategie de vânzare. În rest, nu știu cum să spun că mai în caz de găsi clienții. Pentru că, de exemplu, nu am activat foarte mult pe partea de SEO la partea de site-uri web, pentru că am zis, clienții respectivi, cei care caută pe internet partea asta de online branding sau alea, vor ieftin. Vor ieftin, nu știu ce vor și cumva vreo doi dintre ei care m-au și găsit, nu că unul chiar a lucrat, a fost ok. Dar de multe ori nu sunt cei mai ok clienți și nu prea îi dorești. Și vor și prețuri mici, au și pretenții mari, e tot o nebunie acolo și nu iese bine. Acum să nu mă deci greșit, e normal adică e tot ok să ai pretenții mari și să vrei să plătești cât mai puțin, într-o piață în care economia merge așa cum merge, dar uneori lucrurile se exagerează și nu poți să-i dai clientului ceea ce își dorește el. Adică, uite, vă dau de exemplu, în zona asta de vânzări, la un moment dat au fost vreo 2-3 posibili clienți care nu erau un targetul meu, adică era clar că nu o să lucreze cu mine, că eu sunt la nivel, să zicem, cu prețurile și eu eram aici, ei erau aici, ne-am întâlnit, dar cumva n-avea rost să discutăm despre prețuri, să-i zic eu ce vând și ce fac, pentru că era clar că nu cred că o să lucrăm sau de obicei nu mă înșel, am făcut un fel de experimente în zona asta și de obicei nu mă înșel, adică am avut experimente în care i-am spus clientului, vezi că nu o să lucrăm împreună, uite, astea sunt prețurile mele, dar nu o să lucrăm împreună și deși se bătea în pumnul piept că gata, nu e adevărat, s-a constatat că aveam dreptate totdeauna. Și atunci m-am întâlnit cu ei și le-am dat câteva sfaturi și fac chestia asta pro bono, o fac ca să mă simt eu bine, pur și simplu. Uite, o să ai nevoie de aia, o să ai nevoie de aia, ce ai nevoie în firma ta, uite, dau niște sfaturi, uite ce am bătut eu când am luat doi angajați, uite ce am bătut eu când știu ce, și stau o oră, două la discuții cu el, ne strângem mâna și am fost cazuri în care nici măcar nu i-am spus prea mare ce fac eu, adică eram, bă, nu contează ce fac eu, că oricum nu o să lucrăm împreună, ne-am zis totuși să mai ies eu din casa afară, să mai las naibii ecranul ăsta din fața mea și să-l ajut cumva, adică i-am dat niște sfaturi, i-am dat niște sfaturi utile, zic eu, ceea ce fac și pe canalul acesta, de fapt. Deci, cumva vedeți cum făceam și înainte, dar așa mai în one-to-one, în privat și eram mulțumit că l-am ajutat, pur și simplu, fără să aștept vreo recompensă. Veneam acasă fericit că l-am ajutat un om, pe când dacă aș încerca să-i vând ceva și știam sigur că nu o să reușesc să-i vând, că nu avea bugetele respective pentru mine, aș veni acasă frustrat că, uite, n-am reușit să vând, n-am fost eu suficient de bun. Așa am fost suficient de bun că l-am ajutat și mi-am văzut mai departe de treabă. Depinde și de momentele în care fac chestia asta, pentru că sunt și momente în firmă în care nu merg lucrurile snur și atunci nu mai pot fi atât de relaxat ca acum sau ca în alte momente. Bun, cam atât pentru astăzi. Mâine o să discutăm despre Revolut, pentru că tot primesc mail-uri de la ei cu ce vânzări au făcut românii, câți bani au cheltuit,
Mă uit pe niște forumuri, adică pe niște forumuri, eu zic forumuri, pe niște grupuri de Facebook și văd acolo, unii înjură pe Revolut ăsta că nu e bun de nimica, alții nu zic că e super bun. Eu vă zic că o să dați asta, o să fie titlu, de ce recomand și nu recomand Revolut și o să dezmine de ce. Dacă vrei mai multe informații, nu uitați să dai like and subscribe, undeva jos aici la canal are butonul de subscribe, ai și un clopoțel mic pe care dacă bifezi, vei fi notificat de câte ori postez, adică zilnic. Și ne reauzim mâine cu un nou clip.